Dragă Buhagiar, încercăm de mult să facem această întâlnire filmată. Mă bucur că ai ieșit, mă bucur că ai făcut efortul de a, de a veni aici să stăm puțin de vorbă. O, îmi pregătisem o prezentare, însă am să spun doar ce... Cum te-aș prezenta eu pe tine? Un om foarte dedicat, un om foarte pasionat de teatru, un uh, artist cu disponibilitatea de a intra în zone estetice, uneori uh, contradictorii, dacă mă gândesc la spectacolele pe care le-am văzut live, nu la cele uh, din istoria teatrului. Uh, nu o să vorbim despre faptul că ești președinte Uniter, nu o să vorbim despre faptul că ești foarte premiat, o să vorbim despre uh, zona asta de preocupare artistică a ta, de căutare, de cercetare, de a încerca uh, zone foarte noi și atunci când uh, cumva lucrurile îți par confirmate. Acum vreau să te rog pe tine să-mi spui cum te-ai prezentat dacă ne întâlnim prima dată. Dacă ne-am întâlnit prima da. dată? În primul rând, aș vrea să uh, îți spun că n-am făcut niciun efort uh, în sensul că am uh, dat curs invitației tale cu cea mai mare plăcere. Uh, ar fi fost un efort dacă aș fi fost pus să vorbesc singur. Nu-mi place să vorbesc singur și nu-mi place să mă filmez, adică să fac uh, podcasturi de unul singur. Asta se simte și în spectacolele tale, dar e o da. altă parte, a... poate ajunge și acolo. Dacă e necesar, cu cea mai mare plăcere. Dacă m-aș prezenta, aș spune că sunt un om a cărei viață se poate confunda cu meseria, pur și simplu. Sau m-aș prezenta ca un om care inconștient și-a sacrificat mare parte din viața personală pentru această pasiune. Nu, nu, nu cu o intenție vădită, pur și simplu așa mi-a ieșit. Nu, din afară se vede că ți-a ieșit nu bine. Nu a fost un concept. Asta nu a fost un concept. Dar îmi dau seama acum, după foarte mulți ani de lucru și după ce s-au făcut după ce s-au făcut curat mereu în jurul meu, cumva în diferite situații, mi-am dat seama că am, cumva am produs starea asta. Mi-am produs, mi-am asigurat această, Stare, de fapt. Și starea asta despre care vorbești tu, uh, ai pus-o pe hârtie, în două cărți care au apărut de curând, le avem aici, o să le arătăm și pe filmare, uh, care uh, sunt de, de un firesc, de o simplitate în explicația profesiei tale, că te absolut te uluiește sincer mi e foarte frică de cărțile astea pentru că nu, eu nu scriu, nu scriu, cărți, cumva ele au apărut dintr-o dublă sau triplă necesitate. Am fost cumva împins de colegii mei de echipă, mă refer și la regizorul Silviu Purcărete și la compozitorul Vasile Șirli, care tot timpul mi-au zis: "Mai Dragoș, trebuie să lași ceva, să mai spui" să lași niște mărturii, să înveți pe unii cum să cum să lucreze, să le oferi niște shortcut-uri, să folosim un termen adecvat timpului. Și pe această stare au, au venit interacțiunea cu George Banu și cu Constantin Chiriac, care au n-au făcut presiuni, dar m-au m am împins foarte tare m-au împins foarte tare asta să merg în da, m-au impulsionat să merg în cumva în zona academică și să-mi împărtășesc să-mi împărtășesc experiențele și uh, îți mărturisesc că am tot văzut cărți făcute de colegii mei cu poze cărți cu poze foarte frumoase cărți cu statui foarte frumoase este adevărat uh, unele mai bine făcute, altele mai uh, puțin bine făcute. Mă refer la calitatea pozelor și uh, uh, cum au fost imprimate, dar nu... Asta e o altă discuție. Este o altă Trebuie discuție. E chiar o dezbatere. Dar, dar nu, că ajung într-un punct. Uh, Mi-am dat seama că uh, deja o carte înseamnă ochiul altui artist, care e fotograful. Este deja un pas și mai departe de spectacolul real pe care noi îl facem, pentru că să faci fotografie de teatru, sigur că este foarte greu și este foarte greu să surprinzi acele nanosecunde dintr-un spectacol și cum le surprinzi și care e unghiul și etc. Dar nu am găsit explicații în acele cărți cum s-a ajuns la soluțiile alea vizuale nimic despre acele poze care povesteau de Asta fapt... Asta e minunat în ce și, ai făcut tu. Și, povesti, și, toți, de fapt, oferim poze, dar nu oferim bucățile din noi. Adică... Tu relatezi în aceste cărți, recunosc că le-am primit acum trei zile, n-am terminat de citit, că sunt niște cărți care ai dreptată, trebuie citite cu creionul în mână. Tu relatezi procesul da, mie mi se pare. că... De la, de la gând la imagine, la spectacol, la finalul spectacolului uneori. Ar trebui că... să spunem că chiar dacă eu relatez procesul, nu relatez din punctul de vedere a, unui, a unei persoane care a, își permite să sugereze că așa să face. De aceea sunt și foarte multe frici și foarte multe de foarte multe insatisfacții pe care... Nu, cum spunea domnul Ciulei și știu că este un om care te-a marcat pe tine în profesie, tu vorbești despre meserie nu ca inspirație, vorbești ca meșteșug. Da, asta. îmi place și, să... Și cred că asta, în orice meserie legată de teatru sau nu, da, trebuie să ai acele noțiuni, ABC-ul, cum se spune, și pe urmă discutăm despre talent, inspirație și alte lucruri. Și asta mi s-a părut că ai reușit tu în aceste două volume. Cred că eu am și fugit de chestia asta cu artistul, că mi întotdeauna mi s-a părut că nu sunt un artist așa, în sensul, cum îi vedem pe colegii mei, că umblă neglijenții, cu păr lung. E un fel de a fi artist care mie îmi place foarte tare, îți spun, fără nicio ipocrizie și fără, fără să fiu ironic. Dar niciodată n-am putut. Eu am fost un băiat de la Brăila destul de... Exact așa, nu știu cum să spun. Cred că ți se pare ție. Nu, nu mi se pare. Eu... Și în... Așa am și început la Teatru Maria Filot. Eu am fost pictor executant și îmi place foarte tare meseria aia. Mi se părea superbă. Și mediul în care trăiam. Mm -hmm. Mi se părea niște oameni sănătoși, întregi la cap, întâmplari, mecanici, tapițeri cu meseria în mână. Nu erau povești. Nu-ți vindeau povești. Îți erau niște constructori erau... și pe, pe această filieră cumva cred că tu ai perceput altfel asumarea profesiei pe care ți-ai ales-o că un... ce spuneai mai devreme că nu înseamnă că trebuie să fii un artist cu capul nori Scenografia este o o profesie și o artă foarte exactă știi că la un moment dat în anii 90 când l-am cunoscut pe Dabija Lucram și s-a enervat odată, și mi-a zis: Bă, știi ce se întâmplă? Eu n-am nevoie de emulanți în jurul meu, eu am nevoie de unii care să facă profesionist, să vină cu idei, să. N am nevoie de, de ăștia să stea cu paharul în mână, de, sunt foarte mulți. Și cum. Mm. Artiștii atrag, cum să zic, muște, tot felul de insecte pe în jurul lor, care stau, gravitează. Unele sunt mai bahice, altele, mă rog. Sunt artiști care au nevoie de astfel de. Da, da, da. sunt de, convins. De, sunt... cum să zic, de, de structuri, de insecte în jur. La tine, cum e? Pe mine, mă, nu, nu, nu. Nu mi se par folositori. Adică, nu. Pot sta oameni care vor să învețe sau care să învățăm împreună, pentru că aș. Întotdeauna am afirmat, și încă o dată am să spun: că această meserie nu se învață în facultate și nu se poate preda în decurs de mai ales trei ani, cum se face acum. Nu se poate, este o meserie pe care o înveți până te retragi. Pentru că, într-o proporție foarte mare, întâlnești situații extrem de diferite. Și nu mă refer. Prin simplu fapt că spațiile teatrale sunt diferite, textele sunt diferite, contextul, gândurile artistului, echipele, echipele și așa mai departe. Chiar și prin simplu fapt că scenografia e îngrozitor de legată de tehnică și de moment cumva. Și de materialele care apar, pot să fac o, o comparație destul de frivolă, așa cu industria modei, care întotdeauna marii creatori au scos pe piață prima dată niște materiale. Acum, vreo 20 de ani, într-un interviu, îmi spuneai că îți place să lucrezi în publicitate, pentru că acolo este spațiu unde poți testa materiale. Da. Să vezi dacă funcționează pentru exact. teatru. Așa și este. Așa a fost, de fapt. Și ce, nu, ce consideram că scena rejectează, nu foloseam. Adică, da, era un spațiu în care îmi permiteam să greșesc. E, uh, Pentru că nu semnam. Ce înseamnă? E un soi de, uh, de libertate că nu. Nu te afectează pe tine ca artist sau este un soi de libertate ca lucru într-un laborator? No, mai degrabă, când, când lucrezi în alte contexte decât cele de teatru degrabă, și poți să încerci no. acolo? No, mai degrabă, varianta a doua, aș spune, pentru că ca artist eu cred că poți să-ți permiți să greșești. Cartiști, Slavă Domnului. Poți să-ți permiți să greșești, și este foarte bine să greșești. Pentru că, dacă ești o ființă gânditoare și chiar îți place meseria, în momentul în care te autoevaluezi, cum ar trebui să facem cu toții după fiecare proiect, știi unde sunt unde hibele, adică știi de ce n-a funcționat. Pentru că. Fie vorba între noi. Eu cred că noi nu mergem din succes în succes. Eu cred că uh, ar fi un uh, eșec total să uh, se întâmple așa. Eu cred că de foarte multe ori e, derap, avem derapăm sau. Ta. Da. Important e cum cum folosești momentele astea. Uh, da, cum le ai, cum le uh, întorci în favoarea a creației, adică mm -hmm. ai folosit numele uh, unor regizori uh, Purcărete da. uh, și Alexandru Dabija dacă îți faci o schemă scurtă cu întâlnirile, ca tu ai spus mai devreme despre uh, întâlniri care sunt foarte importante în, în viața unui artist care A, sunt, sunt acele esen... întâlniri, sunt, întâlniri importante? Sunt esențiale, e adevărat. Mm. Sunt esențiale. Dar e bine să știi că, în momentul în care cunoști o persoană, e bine să știi în ce situație te afli. Adică, e bine să știi cât de important e acel moment. Mm. Și că nu e, de fapt, o, o simplă. Ciocnire. Ciocnire, interacțiune, da. Păi, a fost foarte important că m-am întâlnit cu Alexandru Dabija la începutul carierei, dar l-am prins și pe el într-un moment interesant, când fusese uzurpat de alți colegi de teatru, de la conducerea teatrului Odeon, și el era efervescent, adică era într-o perioadă în care el dorea să ofere perioada lui de directorat la Teatrul Odeon e o perioadă foarte generoasă și cu momente importante în istoria teatrală a acelor ani. Evident, Ca pentru că i-a urmat, da. urmat lui Vlad Mugur, a dus mai departe să spunem conceptul lui Vlad Mugur în sensul de a forma o trupă de teatru veritabilă. De a gândi un repertoriu. De a gândi un repertoriu. De a dezvolta niște oameni. Exact, exact. E, după el a intrat într-o perioadă în care L-am prins într-o perioadă în care el nu dorea să mai demonstreze nimic. Pur și simplu voia să lucreze. Descoperise că are timp pentru că atâta vreme cât el a fost la conducerea tatălui Odeon, el nu a lucrat. Adică, el la Odeon nu și-a montat propriile spectacole. El, în momentul ăla, cumva s-a reținut. El s-a reținut și s-a ocupat de alți regizori. A creat condiții altor regizori să monteze în ăla. După acest eveniment, a început să lucreze și pentru mine important era faptul că uh, dorea să, dorea să își împărtășească experiența. Adică eu l-am prins în perioada în care el preda teatru în timp ce repeta. Exact ce face Purcărete acum, peste tot pe unde merge, Purcarete mm. Purcărete predă teatru. Unii, unii din trupe se prind, adică înțeleg ce face. Pentru că el la rândul lui caută, Exersează, caută, renunță, discută cu. Acolo cred că este și diferența între prezența unui regizor de tipul ăsta, în lucrul cu o echipă de teatru, cu o trupă, cu. și prezența unui regizor care vine, bifează și a terminat a, spectacolul și a. Dar să, tu l-ai prins într-un moment de ăsta pe Deci eu l-am prins într-un moment, da, l-am prins într-un moment favorabil teatrului, să spun așa, și pentru el și pentru mine și pentru trupă. Pentru că ce s-a întâmplat la Piatra Neamț, la, Nanz, la ce Brașov, ce ce la Odeon. Întâmplat, da, ce s-a da. întâmplat în perioada aia, la Odeon mult mai târziu. Peste 10 ani. Eu vorbesc de anii 94, 95... Când tu erai un tânăr scenograf. Când eu eram un tânăr scenograf necunoscut și un regizor extrem de cunoscut și foarte în, în vână la vremea respectivă... Eu a spune că și acum e, a, da? Păi nu. În comparație da. cu mine atunci. Da. Așa, a ales să iau un puști și să-l pună în niște situații. Ceea ce trebuie să... Spunem că a fost o șansă, adică e o șansă pe care eu mi-am asumat-o, adică eu am înțeles în ce situație sunt. Spun asta pentru că îmi dau seama că foarte mulți colegi de-ai mei nu știu în ce situație sunt la un moment dat. Ori ni se pare că uh, ni se cuvine, ori ni se pare că merităm mai mult uh, și așa mai departe. Uh, statul lângă Dabija n-a fost confortabil. În niciun caz. N-a fost confortabil, era... Situațiile, ciocnirile pe tema teatrului erau foarte dure. Și uneori invazive. Asta nu înseamnă că sunt foarte fericit că am trăit momentele Cred că așa trebuie Și să foarte fie. norocos, cred. cred că așa cred. trebuie să fie. Adică cu lacrimi, cu supărări, cu... Cred că, cred că așa e normal să fie. Cu Catalina Buzoianu? Uh, după câțiva ani de lucru cu Dabija, am interacționat cu Catalina. A fost la fel o situație foarte specială pentru că Catalina uh, a propus să mă duc în, în, în locul în care m-am născut și în locul de unde uh, veneau, să spunem așa, ven, veneau unele din soluțiile mele. Pentru că foarte multe din soluțiile mele vin din străfundul copilăriei. Și ea era fascinată de povestea asta cu antropologia teatrului, care are legătură exact cu ce spui tu acum. Da, a, ea mă studiase din ce mi-a spus la un moment dat. Că nu întâmplător a hotărât doar că eram brăilean să mergem să facem chiralina la Brăila. A fost mai complexă situația îmi pare rău că a plecat Cătălina era un om foarte talentat și cu o sensibilitate aparte a fost o întâlnire majoră pentru mine pentru că mă luau un pic din starea mea de așa de inginer nu știu cum să spun și mă tăvăleau un pic pentru o chestie mai puțin exactă. Atmosfera evaporoasă. Trecând de... Marină de... și cu și un fel de a structura lucrurile. Da, avea o sensibilitate aparte. Completa, completa unele emisfere care la mine era erau umbrite la ora aia. Cumva de link cu textul, cu mm -hmm. un, un tip de estetică cu un anume uh, tip de text, să zic, de teatru. Era, da, a fost o a, a fost o întâlnire importantă. Uh, da, știi ce este foarte uh, interesant? de fapt că erau uh, și Alexandru Dabija și Cătălina Buzoianu erau ajunși la maturitate artistică totuși. Și tu erai un scenograf tânăr. Întâlnirea da, cu, un scenograf de, cu, cu, foarte tânăr. cu doamna Cătălina Buzoianu Nu aveam vene, 30 de ani. Vene, da, totuși venea după niște confirmări. Cu Dabija era un fel de 9 programul nostru da, Bija întotdeauna tinerilor. a experimentat așa, adică da. întotdeauna a riscat. Că, de fapt, e un mare risc să îți alegi colaboratori să zicem necopți. Și, Sau... și după Cătălina Buzoianu? Păi, după Cătălina Buzoianu am avut o perioadă în care am lucrat cu, cu TOCA, dar începusem să mă coagulez cumva, să zicem, să în, după 10 ani de teatru sau mai bine de 10 ani de teatru începusem să cred că înțeleg ceva din în meseria asta a fost foarte interesant pentru că eu eram fără să-mi propun un, un fan TOCA cumva din două din prin două aspecte. Una din întâlnirile mele importante, așa, în afara scenei a fost cu, dar foarte legat de teatru și de scenă, a fost cu Dan Jitianu, care lucrase mult cu Toca și l-am cunoscut prima dată pe Toca prin poveștile lui Dan Jitianu, care era un scenograf și el, la rândul lui, versatil, Oscila, într între tipul de uh, scenograf-arhitect și scenograf-plastician, uh, să zicem, cum, uh, cum era Made Mihai Mădescu mm. sau cum era Vittorio Holtier. Ei, ei erau scenografi plasticieni mai mult. Uh, și Dan Oscila făcea, făcuse și film, făcea și teatru, și prin el am, prin el am trăit niște experiențe cu toca, niște spectacole. Am mai, mi s-a întâmplat, el avea darul ăsta să povestea în detaliu. Era un om foarte dedicat la rândul lui meseriu lui Dan Jitianu și știa cumva să transmite exact ca biță banul. Știi că uneori vedeam spectacole prin vorbele lui Bin, s-a întâmplat des. Știu spectacole pe care nu le-am văzut, povestite de Biță Banu, foarte bine. Doamna Ilana Berloș avea talentul mi -a ăsta. Mi-a și frică, uneori mi-era frică să mă duc să le văd, că ar fi, aș fi putut să fi, poate dezamăgit sau... Dar sunt foarte multe persoane care uh, îmi povestea uh, uh, Biță că zice că povestea și la un moment dat uh, persoanele ăla uh, îi povesteau lui că au văzut spectacolul. <laughs> era foarte interesant, adică... da, sunt oameni, sunt oameni care, care pot au puterea asta Lucrul ăsta, da. Inter, mi se pare fabulos asta, da. Cu toca care era un neobișnuit iar în genurile de teatru pe care le făcea. Da, am avut noroc Cineva să Cineva știu fac... că a zis la un moment dat că putea să fie genial, putea să fie foarte prost, dar niciodată mediocru. Da, așa era. Am văzut Elizaveta Bam, care știi foarte bine, a ținut foarte mult la acel spectacol, era într-o într estetică scenografică vizuală care dea coerență poveștii. Vorbim de Daniel Harms, de, da. Acum... de un text ciudat. În același timp am văzut și construcții monumentale la Sala Mare. De la Teatrul Național. Da, anii 2000 au fost niște ani special, pentru că din punctul meu de vedere... Vorbim de 2007, da, adică 2010. Da, eu vorbesc de anii 2000, uh -huh. adică între 2000 și 2010. În teatrul românesc s-au produs destul de multe schimbări, pentru că cumva a revenit lumea în anii aia, la teatru uh -huh. uh, masiv și cumva și uh, mediul politic cumva a investit în s-au reorientat către cultură în perioada aia și uh, au apărut materiale, a fost, eu percep anii 2000 ca o... o nu ca o, a fost ceva novator sau... dar a fost o deschidere în teatru. Au apărut materiale noi. În anii 90 era foarte greu. Uh, cel puțin începutul, până în 95-96 a fost foarte greu. Nu era public, nu erau materiale, spectacolul străzii era mult mai... Puternic, da, ca era un, un focus, un, un, cu... un mic teritoriu care nu interesa pe nimeni. Și, da, anii au fost interesanți În mine, cu mine s-au întâmplat niște cumva, niște contre, așa să spun, eram tot timpul, aveam o, o luptă cu mine pentru că mă, mă vedeam câteodată. Că umplu scena cu pereți, cu spații, cu lucruri inutile, adică și mă deranja foarte tare. Ce vreau să spun eu, că la mine era o fugă de uh, lucruri decorative, de in inutilități și de spații închise, de pereți, pentru că pereții nu duc, adică nu duc nicăieri. Problema mea întotdeauna a fost. Ce facem cu un text și cu evoluția unui spectacol, când rămânem cu o imagine și nu se întâmplă nimic dacă nu are legătură strictă cu evoluția poveștii și cu și așa mai departe. Plus că eu eram marcat de spectacolele lui Purcărete din anii 90. o realmente am fost marcat și cel mai tare am fost marcat de Fedra. Dintre toate spectacolele lui Purcărete am fost marcat de Fedra. De Piticul și de Fedra. Sigur că mi-a plăcut și Danaidele, da Fedra mie mi, se mie mi se părea o demonstrație de uh, teatru și, uh, de exemplu, mi se părea cum, cum se poate produce magie, stare, uh, cum se pot inventa lumi fără să aglomerezi obiecte, să faci construcții, să uh, dai teme regizorului, să bage în scenă obiecte, să le scoată din scenă să, să fie tot timpul un deranj pe scenă. Din... Și acest lucru, tot așa, această lejeritate și organicitate era și în uh, Ubu și în Titus, adică, uh, uh, cum să zic... Uh, era când a era ai și perioada ta de formare, de fapt. Știi ce se întâmplă? Ce când... frumos este când e scena goală, e nimic, după care se formează o imagine și iarăși e nimic și iarăși se formează o imagine și tu nu realizezi când s-a format imaginea aia, cum s-a format imaginea aia și cum a dispărut imaginea aia. În toate spectacolele făcute cu, tot, cu toca au existat obiecte, care, obiecte pe care fie că erau obiecte obișnuite pe care eu le deturnam și le dădeam mm -hmm. alte semnificații pe scenă, fie că pur și simplu erau niște obiecte, niște semi-instalații, nu știu cum să-ți spun. Mă refer acum la obiectele din, din Elisaveta Bam, care ele cumva interacționau cu descoperisem eu chestia asta că sunt obiecte care pot juca cot la cot cu actorul în știi, instalația și... expoziție pe care ai avut-o acum câțiva ani în FNT Da. Cred că Marina Constantinescu era directorul festivalului. Da, așa e, a fost chiar a fost ideea Marina. da și uh, toate obiectele astea din Elizaveta Bam făceau legătura între imagini din în alte spectacole făcute de tine. Da, erau obiecte Sau din... Sau așa am perceput eu. Da, 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 erau obiecte din Elisaveta Bam, erau obiecte din Mountain biker făcut mm -hmm. la Timișoara cu Radunica, din Shake Shakespeare, Timișoara cu Radunica, din Uriașii Munților cu Silviu Purcărete, din Turandot făcut cu Jolda Glasibiu. Da, am... până la urmă, la insistențele marinei, am acceptat să fac o expoziție pentru că eu întotdeauna. Care era un spectacol, de fapt. Da, am, găs... am crezut eu că am găsit o cheie în care să iau niște obiecte care erau defuncte teatral și. Nu toate. Și care zăceau pe în magazin și să le găsesc o poveste împreună, să le redau un fel de viață. Știi? Eu sunt, în... adică, în continuare, cred că expozițiile de scenografie. Sunt extrem de inutile și au strictă legătură cu statuile Ier, noastre. Era un spectacol în sine, eu acum îți spun, ca un vizitator cum faci, al expoziției. Explicăm -mi și mie cum faci ca un obiect care este imaginea unui spectacol și care el a avut o evoluție într-un spectacol, alături de un actor sau de mai mulți actori, și care tu ai propus. Nu? Tu ai propus, ca un mare artist ai avut nu, orgoliu să propui cum îl iei de acolo și îl pui într-un alt context. El funcționează într-un alt, poate funcționa într-un alt context, că eu nu înțeleg încă chestia asta. El a fost creat pentru un spectacol. Acum te întreb... Cu o muzică, cu o cromatică, cu o estetica a spectacolului. După Eduard, Probabil, nu știu dacă următorul spectacol a fost și Munților. Da. Unde ai lucrat doar cu elemente pe care le-ai găsit în magazia teatrului. Da, mie spectacolul ăla mi-a schimbat viața. Silviu Purcărete. Da. Ca, ca Uriașii să, Munților, știe, da. da. e adevărat. E, eu acolo am simțit prima oară că am fost foarte aproape de teatru. Nu m-a întrebat să... De la demers până la... Și acolo am descoperit de fapt că costume, o, o, multe costume care au jucat în spectacole și care s-au depreciat datorită... Ce spuneai tu mai devreme? Știi că ele au avut traseul lor, dar prind energie în alt fel. Știi că după spectacolul ăla eu am abordat cu totul altfel... Chiar realizarea costumelor în spectacolele mele, pentru că m-am prins atunci, am înțeles că niște simple cârpe care au stat în magazie, ele poartă uh, așa nevăzut. Bine, era și tema care poartă... ajuta concepției păi da, acesteia. Ai să râzi, dacă ei un... sunt haine pe care le iei din second-hand și. Te uiți la ele și încerci să vezi omul care le-a purtat, pentru că ele mm. sunt au o patină naturală, exact. sunt tocite într-un anume fel. Îți dai seama, de exemplu, de curând am găsit un, 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 un cum să zic, un Sacou, Zenia, care era foarte interesant, așa, retro, și aparent nu avea nimic special. Și mi-am dat seama că a fost când l-am dus în croitorie și am vrut să-l transform pentru mine, mi-am dat seama că persoana aia avea niște disproporții în corp. Avea o mână mai mică, avea o problemă la un număr. Când, l-am văzut în, în, magazin, nu, n-am... Înț... Era ceva ciudat da. care m-a atras. El ne fiind neapărat spectaculos, deși era zenia, adică... L-am luat pentru că era extrem de ieftin. Am dat vreo 30 de lepe, pachet de țigări. Când am vrut să-l refac, zic, opa, zic, a fost un Quasimodo care l-a purtat, cred. Era o persoană, era tocit într-un fel era să și da. cu, Știi că soarele sau purtatul obiectelor, ele devin mai interesante. Pe vremuri oamenii ăia care vindeau covoare și care aveau metoda asta, spălau și le lăsau la soare sau le lăsau pe stradă să treacă Oamenii, deci, le scoteau din gherghef, din țesătorie, da. covare, vorbesc de covare făcute manual, da. le puneau pe stradă, le țineau pe stradă, lumea trecea pe ele, după care le spălau și le vindeau. Abia atunci ele erau desăvârșite. Marii, cum să zic, comercianți de covare orientale, așa așa făceau, așa procedau cu covarele. Și asta mă enervează și pe mine când scot costumele din croitorie. De asta urăsc să fac costume în croitorie, deși sunt nevoit. Sunt niște cartoane, le vezi, sunt niște butaforii, niște monumente. Ori costumul de teatru nu trebuie să fie un monument. Văd colegii mei cum umblă și de-abia să mișcă niște... Da, cost... știu tot de la tine că la costumele de la Eduard, iar ne întoarcem la povestea asta, tu mi-ai spus că... Nu, nu știu acum de ce insist eu cu ea, dar ajungem undeva. Tu mi-ai spus că ai probat costumele. Să vezi, pentru că era multă piele, erau încălțări complicate, erau și mi-ai zis că ai probat costumele. Da. Și mi-a, mi -a, mi s a părut uh, fascinant lucrul ăsta. E adevărat că în perioada aia uh, lucram la un spectacol unde scenograful nu prea trecea, nici pe la atelieră, nici pe la Hai, scenă. și auzindu-te întâmplat... pe tine că faci lucrul acesta... Întotdeauna am încercat să mă pun în pielea actorului, să văd ce îi ofer, ce, ce trebuie să ducă, ce îi pun în spate. Pentru că noi facem niște spectacole, nu ne interesează ce simt ei, actorii, oricum, sunt fără ființele asta, n-ar exista teatru. Fără noi se poate face teatru, dar fără actori nu se poate face teatru. Asta uh, susțin în continuare și uh, până uh, am să plec pe undeva, am să susțin acest lucru. Uh, sunt, în majoritatea situațiilor nu e nevoie de noi, dar de actori e obligatoriu nevoie. Noi îi lăsăm, îi lăsăm cu copiii noștri ăștia mai frumoși, mai puțin frumoși, mai betegi, mai reușiți, mai nereușiți. Și e important ce lăsăm în urma noastră într-un teatru. În mod special, nu ce să zice despre noi neapărat, ce se întâmplă cu lucrurile pe care noi le creem. Adică ce povară sau... Da. Și sigur că dacă le-am oferit niște bocanci de cum să zic, de off de motocicletă, sigur că am vrut și eu să stau o zi cu niște bocanci din aia, să văd să poate sta o zi cu bocanci aia. Adică pot să-i cer unui actor să stea cu ei o zi? Pot să-i cer unui actor să joace în nisip sau în praf? Pot să-i da, cer? Adică astea... pot să-i cer unui actor să joace uh, în frig? Pot să-i cer să joace în frig? Pot să-i cer să joace în praf? Să inhaleze, să se miște în praf și să spună și replici în praf de nisip sau un? Oare să poate? Nu știu. Întreb. Trebuie să fac eu prima dată chestia asta. Să știu dacă e posibil. Așa, poți să faci imagini cu, cu ce vrem noi, nu? Cu... Hai să ne întoarcem în depozitul de costume de la Iași și la uriașii munților. Tot din poveștile tale știu că ăla a fost un moment de răsfăț total. Din. Nu știu dacă din motive financiare, din motive păi, de alegere... Știi că eu spuneam acum un an, sau nu știu, în pandem sau după pandemie, spuneam că de foarte multe ori restricțiile ne împing la, la creație, ne împing la soluții creative, ne împing la supraviețuire artistică, cumva. Și am, nim am fost invitat în proiectul ăla atât de frumos de, de Silviu, pur și simplu, Uman și frumos, adică m-a sunat într-o seară, m-a întrebat ce faci, Monșer. Bine, zic, uite, am, nu mai știu ce făceam, lucrasem ceva, citisem. Deci ai putea să vii vreo 3-4 zile la iași, să mă ajut și pe mine un pic. Sigur că am stat o lună, o lună jumate. De fapt, era teatru, era în renovare atunci, teatrul din iași, a stat vreo 8 ani în situația aia. Uh, sigur că uh, uh, era un proiect fără, nu avea buget pentru decor și costume, așa s-a întâmplat. Era o, un moment, asta nu înseamnă că mereu e așa sau... Dar era interesant, era un text, era uriașii munților, era un text, sigur, neterminat, a lui Pirandello, dar... Despre care domnul Celei spunea că nu i-a ieșit nimănui niciodată. Eu cred că și lui... eu cred, am văzut spectacolul, nu, spuneam... Eu cred că Silviu adică a fost foarte să un... aproape de subiect. Un text complicat, delicat, da. sensibil, un text metaforă, cumva. Da, e asta. vorba despre viața în teatru, nu? și. Da! Și sigur că am fost impresionat a nu știu câta oară de aluviunile de costume care zăceau moarte în depozit. Așa s-a născut și spectacolul pe care l-am gândit cu Vlad Rădescu la începutul anilor 90 cu costumele. Uh -huh. Problema mea atunci era că frumoasele mele costume uh -huh. în mele mureau în magazie. Și zic oare nu putem să le aducem din nou sub altă formă. Erau niște gânduri și okay. ele în, au zăcut latent, probabil. Costumele, nu? un spectacol cu un limbaj la vremea aceea foarte nou și care a avut mare succes de public. Și am intrat în magazia de costume care era, erau, de fapt, niște containere, că toate containere. Costumele erau mutate din teatru, că teatrul se renova și atunci, în containerele alea, nu era, era impropriu erau depozitarea de nu era, era deficitară, să zic așa, mirosea, mucegaia, dar erau interesante, culorile erau muiate, erau una între alta, așa. Și erau chiar ca niște aluviuni, văzându-le, așa ne-am apărut ideea asta, că cu covorul la de scenă, cu estetica aia, ca și cum era un teatru pe care îl luase o viitură. Trecuse o apă prin Eu am noi. văzut spectacolul la festivalul de la Sibiu și știu că am avut loc la balcon, iar toată scena arăta ca, ca o, o, mare pictură, tot covorul de scenă, dar fix senzația asta de care povestești tu acum. Da, am, să știi că am muncit câteva zile să le așezăm. Adică au fost așezate în mai multe feluri până am decis pozițională lor și deși erau sute de costume, ele aveau, fiecare costum avea locul lui precis. Făceam poze, la vremea aia nu aveam, adică aveam telefon, dar încă lucram din, tot așa o chestie din publicitate, lucram cu fotografii din astea, cum se cheamă, pe care le scoți instant. Erau aparatele alea mari, nu mai știu cu seturi de hârtii și, da. și din, din, le lipeam. Deja pare din altă lume. Așa, le lipeam și uh, bucăți din covorul ăla ca uh, oamenii de la recuzită și de la costume S -s -s să, să respecte. Știe exact da, un... pentru că erau, erau puse cu un sens uh, cromatic, evident, da. și cu un tip de grafism. Era foarte interesant uh, cum lucra. Era primul spectacol pe care îl făceam cu Silviu Purcărete și mi se părea foarte. cum să zic, și greu cuvânt. Mă simțeam foarte aproape de teatru cu el, cu căutările lui, cumva. Mm -hmm. Și era o liniște. Era o liniște. Și la repetiții. Eu la repetiții, de, de foarte multe ori, dormeam pentru că aveam insomnii de teamă. <laughs> Și ziua am apucat și mi-aduc aminte că Silviu uneori făcea bancuri în timpul repetiției, le spunea actorilor, băi, vorbiți mai încep, că doarme scenograful. Asta era în timpul repetiției, dar chiar așa era. Știi că al alți regizori ar fi fost, domne, dar tu nu stai la repetiție, nu citești textul, nu... Ce facem? Suntem la teatru sau... El nu zice, băi, vorbiți și voi mai încet la repetiție, că doarme scenograful îmi povesteau oamenii, că râdeau cu lacrimi, evident, dar eu nu dădeam seama. Pur și simplu mă puneam pe câte o cutie de aia de costume și adormeam. Nu era... Nu-mi dădeam seama că dorm. Eram foarte... Mă tot gândeam noaptea cum să... N-aveam bani, de fapt. Și mă gândeam cum să... Cum să dezvolt o... Adică, în sfârșit, lucrez cu purcărete, nu am bugetul să... Da, fac să mă... ce... Să, știu eu dovedesc, să, fac, da. să dovedesc ce știu eu să fac. Exact. Da. Cam a... Nu știu dacă mă gândeam așa, dar mă tot dădeam ture pe în teatru și mai descopeream câte un obiect. De exemplu, am adunat toate cutiile cu... de recuzite și de costume cu care ei au mers în turneu. cu toate cutiile de lemn și le-am transformat în dulapuri, în, în pereți, în adică am dezvoltat o întreagă estetică cu cutiile alea foarte deja erau aurii în bătrânise lemnul erau superbe obiecte aveau toate loviturile din turneu etichete umblase în toată țara era foarte interesant foarte inter adică să legau și cu costumele alea am mai mi se păreau foarte triste. toate scaunele alea pe care au stat zeci de ani spectatori, erau devenise obiecte de teatru. Fostele uh, fotolii din. Uh, eh, uh. Întâlnirea cu domnul Purcăre te începe acolo, la primul proiect. Da, primul proiect de teatru. da. Uh, și în uh, această carte care se numește un spațiu nou, un teatru nou. Uh... Neajunsurile scene italiene după marile spectacole, Silviu Purcărete și nevoia un alt spațiu. Da, sunt teme. Sunt, sunt... teme care n-au apărut acum. Nu, dar eu... Silviu P Purcărete și nevoia unui alt spațiu. Păi, îți spun eu când m-am gândit prima oară la acest mm -hmm. aspect. Când am văzut de Cameronul la Odeon. Mhm mm mi-am dat seama de ce a lucrat așa și n-a lucrat pe scena italiană, mi-am dat seama că avea sens. Nu era într-o situație de turneu, domne, hai să uh, lucrăm și noi uh, să nu mai uh, folosim oglinda italiană, să fim pur și simplu aproape. În momentul în care pe mine spectatori, mă, situe mă situez la distanța asta Uh, trebuie să înțeleg de ce sunt acolo și ce fel de teatru, la ce fel de teatru particip, pentru că eu în momentul ăla sunt parte din spectacol și spectacolul uh, și ei joacă altfel decât pe o scenă italiană și vreau să înțeleg de ce a avut nevoie de, de ce am pus publicul în situația aia, nu? față în față. Și vreau să știu de ce am folosit uh, uh, nu? Dar, această... spațiul, deci am făcut traseele în spectacol la modul și așa mai departe mm -hmm. mi-am dat seama că da, era o nevoie organică care venea în primul rând din text și din tot ce năștea textul la repetiție dacă nu știm de ce facem și dacă nu știm în ce situație suntem sau cine suntem în primul rând cine e un scenograf dacă nu știi toate lucrurile astea, eu cred că aș putea spune. Un că... scenograf, evident că este un creator de spații. Asta e, e foarte clar. Dar în momentul în care te apuci să faci o sală de teatru, nu devii un arhitect de teatru? Nu depășești povestea cu scenograful de teatru? Poți să fii între, dacă vrei. Mm -hmm. Poți să fii între, dar experimentul ăsta, să-i spun așa. A fost un spațiu care, sigur că s-a născut din nevoia regizorului de a monta un anume text. Uh -huh. Care era un text kabuki. Sigur că el nu devenea un spectacol kabuki, pentru că noi europenii nu avem cum să montăm kabuki. Și ni să jucăm. Și ni să jucăm kabuki, cum credem unii dintre noi. Asta era un mod. Doi, era... O necesitate artistică a, dacă vrea, creatorului de spațiu ce, ce trebuia să-i ofer eu, regizorului, doar că în momentul ăla eu nu m-am gândit egoist, adică și pot să afirm acest lucru. În ce sens? M-am gândit că spațiul ăla, știam că producătorul Constantin Chiriac, care este și uh, selecționerul Festivalului Internațional de la Sibiu, are nevoie de spații alternative pentru festival. Da. Și că tot ce trebuia să construim noi acolo trebuia să fie extrem de versatil, trebuia să fie modular. Deci spațiul ăla nu era confiscat de noi, ca niște mm -hmm. artiști egoiști care, o, bă, am construit un spațiu pentru și gata, nu mai pune nimeni. Nu, eu m-am gândit că acel spațiu cu niște intervenții relativ simple, pot, poate deveni un spațiu gazdă pentru spectacole din festival. Ceea ce s-a și întâmplat. Era o situație provizorie la vremea respectivă. Noi implementam acest proiect într-un într-o hală industrială care nu aparținea producătorului da. de teatru, nu aparținea teatrului și nici măcar finanțatorului, primărie, cum, cum e cazul acum între timp primăria uh, uh, orașului Sibiu a cumpărat spațiile alea și uh, e un lucru ex excepțional pentru că ele vor putea fi finisate și uh, uh. și atunci eu din start trebuia să mă gândesc ca un artist care de fapt oricând trebuie să-și facă bagajul și să plece de acolo ca dintr-o relație la un moment dat, trebuie să-ți faci bagajul și să te cari cât mai repede. Pentru că vin unii care ciocănesc și îți cer banii pe chirie, banii pe viață, îți cer viața, îți cer tot. Dar, în cazul sălii concepute de tine, a venit primăria și acum spațiul este intrat de câțiva ani într-un circuit al spectacolelor, al... Uite, vreau să mai dau un detaliu, inclusiv deci noi avem nevoie de turnantă, pentru că uh, probabil că să știe că de fapt turnanta a fost inventată în Japonia în teatru Kabuki. Teatru da. Kabuki a inventat turnanta din necesități tehnice, putau decorul și așa mai departe. Sigur că era învârtită de niște oameni care circulau pe sub scenă și așa. Foarte interesant. E, noi aveam nevoie de o turnantă, dar pe de altă parte m-am gândit la necesitatea producătorului de a avea o turnantă mobilă pe care în anume situații să o poată monta pe scena teatrului. Da. Pentru că Invitau la în festival. Anume situații să poți pleca cu ea în turneu și, să... da. în cazul nostru, să putem pleca în turneu. Sigur că nimeni n a crezut, toată lumea, inclusiv uh, uh, tehnicul din teatru, a zice, și noi la un moment dat o să plecăm cu sala asta în turneu, nu? Zic da, o să plecăm în turneu, să dea Dumnezeu <laughs> să facem noi un spectacol, mă refer la Princesa de ochiată, și să fim nevoiți să să fim invitați, de fapt. Da. și iată că am să fost invitați. cu noi. Și am luat sala cu noi la Bruxelles și a durat foarte puțin montarea. A durat mai mult montarea plafonului de lumini decât am plecat cu toată scena, cu cele două turnante și cu gradenele. Tu acum, puțin în teatrele pe unde ai lucrat mai de mult sau pe unde lucrezi, știu că ești asociat cu chestia asta că este complicat pentru tehnic nu e Când montează eu știu de la tine că ai timingul exact și tu, dacă tu spui că se poate monta într-o oră, se poate monta da, într-o oră. Da. Bine, acum, de exemplu, ce. Dar pot... tu fiind foarte energic și lucrând Știi mult, pui și tu? oamenii la lucru. Stai puțin ce poate monta actuala echipă a Teatrului Maghiar din Cluj în patru ore, alții o să monteze în două zile. Adică, aș vrea să spun acest lucru. Deci, ce da. poate monta echipa aia în 4-5 ore și demonta în 2 ore jumate? Alții fac în zile. Depinde de abordare, depinde de stare, depinde de uh, ADN, de, depinde de mult. Cu, cum arată viața unui uh, scenograf, nu în general, unui scenograf uh, atât de serios și de implicat cum ești tu? Păi, spuneam, începe, o, spun începe, mai începe o zi la ora. Păi, o zi o începe la ora 8. Asta hai să zicem azi, da? Da. Ca să nu zicem azi. te-ai întors de la repetiții de la Teatru Odeon. E, Nu, da. Nu. Aș vrea să spun la ce ora am intrat în astăzi. Azi, tu. Da. Pot să spun și când am intrat ieri, da? hai să zicem ultima zi. Azi la șapte jumate am intrat în croitorie și până am început probele la ora 9, am rezolvat alte lucruri cu croitorii. Dar ziua începe devreme. Dacă ei încep la 7, și scenograful ar trebui să înceapă la 7, chiar dacă a stat și a fumat noaptea. Dacă începe la 12 sau la 1, așa pentru, doar pentru faptul că e un mare artist. Nu e folositor, pentru că oamenii nu au ce face. Adică e o chestie. Ea are legătură cu respectul. Ca mm -hmm. să spun așa. Respectul, în primul rând, pe care l ai tu față de tine și față de meseria. Asta nu înseamnă că ești mai deștept dacă te duci la șapte jumate. Uneori nu sunt deștept deloc. Uneori mă duc la șapte jumate sau la opt și nu știu ce trebuie să fac. Mă duc de frică. Adică nu are legătură cu iluminarea pe care am avut-o în noapte aia. Și de cele mai multe ori nu suntem iluminați. E complicat cu meseria asta. Pentru că ea... asta nu sunt niște reguli. Nu. Adică eu nu sugerez că toți trebuie să facă așa. Eu cred că fiecare din noi trebuie să facem cum simțim. Dar îmi permit să îmi dau și eu cu părerea la vârsta asta. Oricum, mai am foarte puțin și uh, ies la pensie, să zic așa. Și uh, e important să tragem niște semnale de alarmă. Adică să. Aceste cărți. Uh... Cumva. Știu că nu se găsesc de cumpărat. Ai zis că... Nu, a, nici nu se vor găsi de cumpărat. aceasta e dorința ta să fie distribuită în școli? Da, e, sunt niște cărți pe care le-am făcut... În pen... școlile de teatru sau... Da, le-am da. făcut pentru, pentru studenți. Da, uh, nu Urăsc că cărțile care zac în librării la niște prețuri foarte mari. Și care... Nu e nimic rău în în ce zic. Eu am ales... Da. Eu am ales această formulă. Dar, dar, sigur. Am vrut să fac niște cărți bine, adică tehnic, făcute bine, adică cu din, mm -hmm. hârtie bună. Am avut noroc. Arată, Aș vrea să arată, mulțumesc și Schroter. Aș vrea să mulțumesc și arată, Schroter. Arată foarte RCV de bine. RCV-ului, de fapt. Romanian Creative Week, care m-a susținut până în pânzele albe. Irina Șrotăr mi-a promis cărțile astea vor fi cum ți le dorești tu. Tipografie Princo din Iași, care a avut mare răbdare cu noi, mari artiști, în ghilimele și cu întârzierele noastre. Cu Diana Mocanu, îi mulțumesc Diana Mocanu și editorii uh, facultății din. Uh, mai din degrabă, Sibiu. aș vrea să mulțumesc uh, colegilor mei, Ionus Tomuș și Diana Nechit, mai degrabă. Le mulțumesc foarte mult pentru că sunt uh, niște colegi de școală uh, buni, umani, adică umani și. Asta, asta înseamnă să fii în școală, de fapt, că trebuie să fim extrem de umani și extrem de atenți unii la alții, cred că. Da. Nu e vorba despre noi, e vorba despre niște. Dar copii. de dorința ta de a uh, distribui aceste operele, spune eu, aceste cărți. Da. În facultă, sigur, vine uh, din, uh, dintr-o nevoie pe care o simți. Tu lucrezi mult cu oameni tineri, I ai contact cu foarte, fost foarte multe teatre uh, care uh, uh, asimilează oameni uh, foarte tineri. Eu am fost fătuit și de George Banu, și de Vasile Shili și de Silviu. Zice, băi, lasă ceva în urmă. Merită tu, zice. Ei așa mi-au zis că aș avea înclinații spre zona asta didactică. Scenograful la răscruce de arte. Păi n-am găsit un... a, Asta vreau să te întreb. Cum zicea e... n-am găsit, un... găsit e, un... E un citat cultural care ți s-a părut că dă bine sau chiar e la răscruce? Nu, nu e un citat cultural, e invenția invenție a mea asta. Okay. Nu, nu e luată din... Deci e luată din doctoratul meu, dar doctoratul meu, spre deosebire de alte doctorate... doctorate <laughs> când l-am scris, nu mi-am luat nici halatul de medic, nici stetoscopul, nici trusa, pur și simplu l-am scris așa cu reportofonul. Mm -hmm. Și l-am scris și la o vârstă sănătoasă, adică a fost la 50 ceva de ani când să fac doctoratele, nu la 20 de ani, Că... deci el nu este buzunărit, nu e buzunărită literatura de specialitate și M întotdeauna m-am simțit la răscruce de arte pentru că întotdeauna am simțit că scenograful trebuie să fie puțin din câte puțin, dacă câte puțin, cum să spun, uh, serios, adică puținul ăla să fie serios. Ce spuneai eu, tu mai devreme, tot ce înseamnă uh, vizual în lumea în care trăim noi se uh, modifică de la o zi la alta. Da, se modifică pentru că apar materiale noi, apar tehnologii noi. Aproape că unii nici nu au timp să le mm -hmm. să-și asume materialele. Atât mm -hmm. că, pentru că e greu să-ți asumi materialele de repede. Nici nu-ți dai seama dacă ele funcționează. Că acum poți să duci orice pe scenă. Numai că vezi ce se întâmplă, scena aruncă, adică rejectează. Un pe unele nu le înghită, dar Nu știu de ce. Eu am pățit așa cum materiale pentru costume am pățit cu obiecte, nu, nu stăteau pe scenă. Este ceva ce greu putem să uh, realizăm. Dar așa e. Și cum îți dai tu seama de, de uh, lucrul ăsta? Ai gândit ceva, un obiect, un spațiu un... și în momentul în care uh, e în contextul scenei? Păi uite, uneori nu-ți dai seama. Am, acum câțiva ani am... Făcusem un spectacol în primăvară, ieșise premiera până iunie-iulie și m-a dus cum să zic m-a dus firul vieții în, în festival m-a dus în festival uh, să văd, era fnt și am intrat la spectacol și m-am speriat și am ieșit. Era spectacolul meu. Și mi-am dat seama, pur și simplu, într-o în jumătate de oră, mi-am dat seama toate gafele pe care le făcusem. Dar așa, la rând, ele creșteau ca niște flori, adică crescuseră. <laughs> Pentru că, știi, eu mă gândeam la Decameronul și ce frumos lucrase Purcărete în teatru de aproape, mm -hmm. cum îi plăcea lui George Banu să -ți... Formuleze uh -huh. cu teatru de aproape și ai deci... și un capitol în sensul da, ăsta da, am un capitol pentru că Are... întâlnirile cu oamenii ăștia dar teatru de aproape e... cred că este un concept la care trebuie să ne gândim mi-a plăcut mult. formula pentru că eu nu mă gândisem când am lucrat spectacolul ăla care era un teatru de aproape doar că eu îl abordasem ca și cum lucram pe o scenă italiană și profund era greșit gândul era greșit de la gând, nu, nu mai vorbim de realizare. Nu vreau mm -hmm. să uh, povestesc uh, uh, despre ce spectacole vorba, pentru că sunt convins că, de fapt, uh, dacă interesează pe cineva, ar interesa la nivel de bârfă și nu... Eu mai că interesează... dacă cineva e interesat, deja a înțeles. Da, așa. Și uh, uh, da, era greșeala mea, trebuia să mi-o asum, adică. Dar a fost așa, pac, lupă, știi? N-am fost luat valul. Știi ce se întâmplă? Uneori ți se picură niște idei, că nu sunt ale noastre, ideile, ele ne sunt picurate și uneori ne îndrăgostim de ele. Și spun, mamă, ce idei bune am avut. Și, pe urmă, și din și momentul ala, să mai renunți la și ele? Din momentul ăla ți se taie filmul și tu ești un sclav al ideii, adică stai și muncești să faci ideea și cât de frumos ai. Și nu se mai întâmplă nimic pe parcurs. Știi ce grav este să dai niște schițe și tu să nu mai vii pe acolo? Adică metoda asta de lucru occidentală, știi ce departe e de teatru chestia asta? Pentru că... Cred că tu e foarte departe și de tine. Din e, cum, e departe cum, cum de mine. Cunosc, Fiecare crezi lucrează și cum te vrei. Știm cu toții, Fiecare poate lucra cum dorește el. Dar vreau să spun o chestie. Să vii, să lași niște schițe și regizorul cu actorii să o ia în altă direcție, mai vii pe la două, trei săptămâni și ți se pare ciudat. Și... Asta am făcut eu atunci. Deși am stat la repetiție, am stat degeaba. Mai grav. Ce am făcut. Deci ce făcusem eu atunci era de fapt o uh, ru... Dar a fost, fost într-un fel folositor, pentru că ăla a fost un, un turning point pentru mine. Momentul ăla. Și în, și ca vârstă, și ca tot, și cu materiale, și cum uh, mă raportam la un text, și cum mă raportam la echipă, cum. Știi? Da. A fost foarte bine că uh, m-am văzut așa, că m-am detașat de mine cum ar veni. Și că, în funcție de cum te raportezi, brusc, poți să devii altcineva. Adică, da, devenim niște străini, da. nu știu cine devenim. Deveni niște statui. Ce Nu-ți doresc să fii statuie? Să ne ferească Dumnezeu. Sunt prea multe. Mulțumesc Așa. foarte mult pentru discuția din seara asta și pentru lucrurile astea din interiorul unei meserii speciale pe care ni le-ai spus. Îți mulțumesc pentru invitația. Bă, repet, am venit cu plăcere și îmi pare rău că n-am făcut la timp pod, podcastul pe care trebuia să-l fac. E fix la timp. Nu pot să vorbesc singur. Mi-e, mie e foarte greu să vorbesc singur. Vă <laughs> mulțumesc frumos! Podcasturile Teatrului Național București pot fi văzute pe TNB TV și ascultate pe Google Podcast și alte platforme online. Un teatru care vorbește cu tine.